În data de 30 septembrie 2022, ministrul Petre Daia i a invitat la o întâlnire de lucru pe reprezentanții băncilor comerciale. La întrevedere au participat și conducerile Fondului de Garantare a Creditului Rural și cea a Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii. Scopul întâlnirii a vizat identificarea soluțiilor optime pentru implementarea schemelor de sprijin pentru sectorul agroalimentar din fonduri europene prin intermediul instituțiilor finanțatoare, odată cu adoptarea cadrului legal în acest domeniu. Ordonanța de urgență numărul 99 din 2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM Invest Plus cu referire la Agro IMM Invest și Rural Invest. Ordonanța de urgență numărul 112 din 2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice și ordonanța de urgență guvernamentală numărul 113 din 2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane. Am văzut în bănci sprijinul cel mai sigur și cel mai puternic. Pentru că acestea sunt bine ancorate în agricultura României, sunt legate organic de folosirea banilor europeni pe care îi avem prin subvenții care nu sunt puțini. Din totalul banilor care vin în agricultura țării românești, 75% vin din fonduri europene și am putut folosi împreună generând rezultate economice valoroase. Programele în discuție sunt benefice și trebuie implementate. Vă rugăm să ne fiți alături pentru a ajuta la binele acestui sector care joacă un rol important în economia țării, a declarat ministrul Petre Daia. Ministrul a tras atenția asupra termenelor scurte de implementare până la finalul anului ale celor două programe Rural Invest și Agro IMM Invest și a necesității de a elimina obstacolele administrative, astfel încât pe baza legală existentă și mecanismele create cu eforturilor comune să putem accesa fondurile pentru a susține fermierii care au nevoie de resurse și au un plan obiective de investiții care să creeze valoare adăugată. Reprezentanții mediului bancar au apreciat deschiderea spre dialog din partea conducerii mea de reși și au exprimat interesul și susținerea pentru continuarea finanțării sectorului agricol din România. Conducerea băncilor a transmis că sistemul bancar și fondurile de garantare se bucură de avantajul experienței de lucru anterioare cu programul IMM Invest, fapt reprezintă un aspect pozitiv, din discuția a reieșit necesitatea de a eficientiza viteza de reacție la nivelul instituțiilor de credit, precum și furnizarea unor informații cât mai complete și potrivite nevoilor agenților economici. Totodată a fost susținută necesitatea unei colaborări și comunicări cât mai strânse cu toate instituțiile implicate pentru a optimiza fluxurile de lucru. La finalul discuțiilor, toți cei prezenți au agreat ca aceste întâlniri să se permanentizeze și să se desfășoare lunar, convenindu-se ziua de vineri a ultimei săptămâni din lună.